La 13, cu plecare din Arad, din Pecica, spre Arad, parcurgem Calea Orior Laicu și Bulevardul Republicii, nu Republicii. Locația din Pecica este cunoscută, baza sportivă, renoită, cu toate dotările, apă, curent, toalete, protocol și toate cele ce necesită pentru bună derulare a evenimentului. Am creat un perete de cățărare înalt de 11 metri, cu mai multe piste de dificultate, cu așa și un cablu de tiroliană care are aproximativ 90 și ceva de metri, 95 de metri. Ați primit aprobarea să faceți marșul motocicliștilor până la Arad. Ce dimensiune credeți că va avea acesta? Cam câți motocicliști estimați că... Anul trecut am avut între 186 și 210 motociclete numărate. A contat cine a intrat în rând și cine a ieșit din rând. Deci în diferite locuri s-au numărat în jur de 200 de motociclete. Sper că anul acesta să avem cel puțin tot atâția participanți și important să nu avem eveniment pe drum. Pentru agățări, căderi sau diferite... Dincolo de partea estetică, marșul are și un scop. Da, noi vrem să promovăm și să ne arătăm prezența în trafic și sloganul propus de Poliția Română, care apare peste tot, Alege Viața, l-am abordat și noi și susținem Poliția Română să ne ajute și noi de asemenea ajutăm Poliția Română să ne promovăm. Păi, motocicliști, desigur. Vineri, sâmbătă și duminică, respectiv 19, 20 și 21 iulie, va avea loc Festivalul Motorock de la Pecica. Este un eveniment finanțat de Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean. Bineînțeles, au participat și asociația de la Pecica, care este inițiatorul acestui eveniment, Primăria Pecica și Lunca Mureșului. Cât bani ați alocat pentru? 10.000 de lei. Mulțumesc!